Oh, știi de ce plâng soțiile? S-au stricat cântarele. Tu, sarmală, spune-le ce-a fost, nu s-a pierdut. Nai, 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 nai. Ce ai pățit, măi? Ce ești așa trist? Așa-s după sărbători, intru în depresie ca toată lumea. Dacă ești mână largă, eu ți-am zis să nu cheltui toți banii. Apoi s-o duc și banii, gata și vacanța și sărbătorile, să începe munca, școala sau statul degeaba. Fiecare la și pricepe. E tristă, zic eu, nu-i... Începutul de an e greu. Ei, hai las mai, ieși bie și tu un paharel și stric toți supărările. Dar și eu alcoolic, toată ziua băutură, am sub două tamijeni de sărbătorile astea. Și eu om până la urmă, cât să mai beau? Știu eu o metodă să scapi tu de depresie. Nici să mor așa de tânăr, nu prea vreau. Măi, tantălăulea, te faci TikToker, faci filmulețe, intri live, faci și bani. Dar unde sunt bani, acolo nu-i depresie. Cum să fac TikTok? Și asta? Hai să te învăț, hai mișcă-ți fundul încoa. Uite, stai aici și zici. Aici eu am crescut purcelușul la care i-am dat la turi și ni l-a furat pagubosul. Dar l-am găsit și l-am mâncat. Hai zici și tu ceva la cameră. Eu vreau o vacanță să lege Crăciunul de Paște. Pentru început e bun și asta. Ai să vezi tu care prind și care nu. Și zici că scap cu depresie dacă fac miștocuri de astea? Scapi, scapi. Ca să te bucuri ca un copilaș pentru orice like. Ia și pune-ți bibilica la creație și dă drumul la treabă. Gata, scumpa mea, parcă dacă mă gândesc la ceva, parcă nu-s așa, n-am timp de depresie. Vezi, acum ea și avea ceva liniștit până mă întorc eu, că trebuie să mai vină vreo 3-4 burlăcei depresivi, că mică îi pierd și n-avea cine să ne prășească la primăvară în grădină. Of, cât mai trebuie să fac și eu pentru satul ăsta. Și când vii înapoi? Dar cât e ceasul? Păi e aproape 10 dimineața. Până joi, sigur ajung acasă. Cum joi? Da, azi e abia duminică. Dacă e duminică, fă o cruce și te roagă. Să-ți meargă TikTok-ul. Și eu acum până la urmă de ce beau? Că am nevastă sau că n-am? E rău să nu știi de ce duci paharul la gură. Tare rău e. Ia să văd eu... Ia să fac eu niște TikTok-uri să văd și-mi fată mintea. Dragi oameni, aici e beșul meu, în care dacă nu-ți priești vinul, avem o căcăstoare lângă. Aproape. Vreau să vă zic, când acest video ajunge la 1 milion de vizionări, am să fac alt video și am să vă învăț cum să deosebiți o bagabantă de o fată cu minte. Dar cum să faci tu video, dacă tu nu le poți deosebi singur? Cum vrei tu să înveți pe alții când tu nu te pricepi la tine acasă? Nevasta umblă cu toți bărbații din sat. Du-te, moașta, pe gheață. Astea-ți vorbi în vânt că toți sunt invidioși că am o soție tânără și frumoasă. Și inventează mișinoși ăștia toate minciunile astea. Eu am o fată cu minte, nu... Dacă e tânără și frumoasă, rep de invidia. Îi scoadele, cum bagă dușmânia în casă. Invidia voastră.